Un tânăr a ajuns de la propria nuntă direct în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. S-a întâmplat duminică seară la restaurantul unui hotel din centrul Sucevei. Tânărul, deloc din municipiul Botoșani, a fost încătușat de polițiști chiar la finalul petrecerii. Pe numele bărbatului a fost emis de autoritățile din Germania un mandat internațional de arestare pentru trafic de persoane, privare de libertate, vătămare corporală și viol. Tânărul este căutat de polițiștii nemți din luna martie pentru fapte petrecute în ultimii 2 ani. Luni la amiază, proaspătul însurățel a fost prezentat instanței pentru confirmarea mandatului internațional de arestare. De ce ți-a spus fața? Ți-e rușine de ce ai făcut? Te-au ridicat de la nuntă? E adevărat de ce te acuză ei? De viol? Trafic de persoane? Pe de altă parte, polițiștii suceveni au identificat, sâmbătă noapte, un bărbat de 30 de ani din Volovăț, căutat de autoritățile din Portugalia și Germania pentru săvârșirea a 19 jafuri și 18 furturi în formă agravată, cu un prejudiciu total de peste 1,5 milioane de euro.